Vicepreședintele Consiliului Județean Călăraș Ion Samoilă a vorbit în cadrul unei conferințe de presă organizate în data de 1 octombrie la sediul PSD despre problemele întâlnite la nivelul instituției și lipsa colaborării cu Prefectura Călăraș. Mi-aduc aminte că cu aproape un an de zile în urmă, în momentul în care la conducerea Prefecturii a fost numit domnul Valentin Barbu, atunci am avut o declarație și îl felicitam pentru numire, în speranța că o să avem o colaborare instituțională mai bună decât până să fie numit însul. Având în vedere faptul că a făcut parte din Consiliul Județean, din executivul Consiliului Județean și cunoaște problemele Consiliului Județean. Din păcate, o spun după un an de zile că m-am înșelat. Prefectul județului Călăraș nu a reușit să elimine anumite obstacole, orgolii personale și permanent ne trezim atacați. Atacate hotărârile Consiliului Județean, deciziile pe care noi le luăm și toată chestiunea. Poate că n-aș fi spus-o în această conferință de presă, dar a culminat cu o chestiune care cred eu că este destul de gravă și eu cred că este un abuz. Și aș începe prin a vă anunța faptul că, după cum știți, în campania electorală noi am promis, și este o chestiune nu doar de orgoliu sau că ne-am propus noi, dar avem lângă noi aici o clădire emblematică pentru județul Călăraș și pentru municipiul Călăraș. Noi am demarat și avem un proiect pentru reabilitarea acestei clădiri. Suntem în situația în care să dăm ordinul de începere, numai că prefectul a împiedicat și împiedică intrarea constructorului să-i predăm amplasamentul. Din motive pe care numai dumneavoastră le știe, pe surse am aflat că ar intenționa până în Ministerul Afacerilor Interne să reabiliteze această clădire. Mă îndoiesc pentru că această clădire este nereabilitată de 30 de ani de zile și Ministerul Afacerilor Interne nu cred că are disponibilitatea și bugetul să rezolve această problemă. Și este o chestiune care trenează și noi nu putem să punem obiectivul la discuția constructorului. A doua chestiune, din punctul meu de vedere, foarte, foarte gravă. Vreau să vă anunț că pe canalele noastre prin Uniunea Națională a Consiliului Județene s-a făcut o adresă către prefecturi în care să solicite UAT-urilor dacă au nevoie de sume de la fondul de rezervă bugetară. Nu numai că prefectura nu ne-a făcut această adresă către Consiliul Județean, noi, intrând în posesia ei, am făcut fundamentarea până la sfârșitul anului cu sume necesare pentru Direcția de Protecție a Copilului și Asistență Socială și nevoie de Consiliul Județean pe care am înaintat-o către prefectură și spre știință Ministerul Dezvoltării. Am așteptat până la data limită când trebuia să răspundem aceste adrese. Nu am primit înștiințare de la prefectură și am trimis cu număr de înregistrare la prefectură. Ce să vedeți? Ieri ne-a sunat de la Ministerul Dezvoltării să ne spună că proiectul de hotărâre care a fost înaintat de către Prefectura Călăraș, Ministerul Dezvoltării, nu coincide cu sumele solicitate de noi. Și sunt alte sume. Noi am cerut 21 de milioane pentru protecția copilului și nevoile de la Consiliul Județean și hotărârea Prefecturii a ajuns, să nu spun exact că nu am cifrele exacte, în orice caz la 50% din
sumele pe care noi le-am solicitat, nu știm în ce bază. Probabil că din PIX au făcut această... Așa, probabil că s-au gândit că e bine la jumătate. Ăsta este modul de lucru și cum înțelege prefectura, în speță domnul prefect, pentru că am înțeles că adresa este semnată doar de domnul prefect, să ajute județul Călăraș când este vorba de bani de la guvern. Consider că este o gravă abatere, în afară de faptul că nu ne-a solicitat o fundamentare, au găsit de cuvință ca sumele să fie la jumătate. Din ce motiv? O să-l întrebăm, am înțeles că este concediu, am vrut să iau legătura cu dânsul, dar fiind în concediu o să discutăm luni. Am și adresa pe care, fundamentarea care am trimis-o către prefectură și Ministerul Dezvoltării. Însă, asta este realitatea cu care ne confruntăm și nu înțeleg de ce se comportă așa și nu poate să lasă orgoliile deoparte, pentru că aici nu este o chestiune între persoana Valentin Barbu și președintele Consiliului Județean. Aici este vorba de bani pentru cetățenii județului Călăraș, ne mai spunând că cei care sunt instituționalizați, vă dați seama că nevoile sunt mult mai mari. În ceea ce privește activitatea Consiliului Județean, noi, cu toate greutățile, investițiile în Călăraș merg mai departe. Podul de la Radovanu sperăm ca anul acesta să îl finalizăm. Trebuie să-l maximizăm din perspectivă mediatică, pentru că doamna primar... Am și eu informații, am fost în zonă și doamna primar de la Radovanu... Se laudă pe acolo că dânsa a făcut podul. Noi, important e să-l facem. Corect. O să ajungem și în zonă cu organizația noastră locală să mediatizăm acest lucru, că noi, Consiliul Județean, am avut inițiativa și am pus și bani ca să facem acest pod. Inițiativa finanțată tot. Exact. În continuare, reabilităm drumul județene, avem drumul județene și pe PNDL și prin Societatea de Drumuri și Poduri. Avem și continuă lucrările destul de avansate la aripa noua Spitalului Județean. Portul de la Călăraș se lucrează. Pe PNDL lucrăm pe DG402, 403 și 211. În perspectivă, avem deja pregătite documentații pentru încă 7 drumuri județene și ieri am luat și o hotărâre în Consiliul Județean pentru podul de peste bratul Borcea. Aceste lucrări le avem pregătite, suntem cu documentația avansată, urmând să le depunem pe programul Angel Zalini. Deci, cu toate greutățile, noi încercăm și depunem toate eforturile să facem investiții, să dezvoltăm județul Călăraș, chiar dacă opoziția locală, după cum ați văzut și în ședințele de Consiliu Județean, totdeauna sunt, după părerea mea, fără niciun fel de... nu vreau să politizez foarte, foarte mult, dar totdeauna sunt și votează împotriva oricăror hotărâri de Consiliul Județean, urmând a fi, la rândul lor, atacate în prefectură contencios. Deocamdată atât despre plan politic, este singura chestiune pe care vreau să vă anunț. Că la nivel de organizație națională PSD se desfășoară o strângere de semnături care o să poată să facă și pe tabele, dar și online, pentru, ea se numește Stop scumpirilor de electricitate, urmând ca parlamentarii să susțină în Parlament acest demers în baza semnăturilor strânse de către fiecare organizație în parte. Este vorba de proiectul de închidere Europei. Proiectul de închidere Europei care s-a întâmplat
foarte mulți ani, 2011, am primit de la Ministerul Fondurilor Europene că după ce gropile s-au închis, după ce lucrările s-au executat, s-au încasat, că noi ne-am trezit cu o sumă tăiată din fonduri și acum ar trebui să o plătim din bugetul Consiliului Județean. Noi am contestat, am cerut și în instanță blocarea. Așa avem termen pe 6, încă nu este în aplicare, dar urmează. Și noi, prevăzători, pentru că este stipulat în adresa care a fost trimită către prefecturi, la punctul A spune așa, că se solicită bani din fondul de rezervă pentru cofinanțare proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și sau programe naționale, cheltuieli neeligibile și corecții financiare. Deci este foarte, foarte clar. Asta este o corecție financiară. E 11 milioane 900 și ceva. Deci, să vă spun, nu eram și nu făceam parte în momentul ăla de executiv, dar m-am informat. La acel moment s-a participat la o licitație pentru închiderea de gropi. Și au fost mai multe firme. Firma care a fost declarată câștigătoare a fost contestată la CNSC, numai că cel care a contestat n-a depus în termen la CNSC documentele justificative. Și atunci CNSC-ul, neavând o bază legală, n-a mai judecat această speță și a rămas câștigător cel care a fost desemnat de către noi. Lucrările s-au executat, s-au făcut și acum, după 10 ani, ne-am trezit cu corecție financiară. Noi am contestat și suntem... Ce firmă a făcut lucrările? Nu știu. E o firmă Alpen Site, ceva de genul. Nu știu că nu eram la momentul ăla de executiv. Păi, corecția este pentru faptul că acea firmă, la momentul ăla, n-ar fi avut dreptul să participe la licitație. Adică, acum vorbim ca, doamne, dacă la momentul ăla a fost contestat că nu are capacitate sau că, mă rog, conform documentelor nu putea să, acum este o chestie demonstrată pentru că lucrările s-au închis. Chiar dacă dând documentele ieșea că n-ar fi avut capacitate, acum sunt lucruri executate, s-au închis gropile. Numai că eu înțeleg pe, în alte părți că așa se procedează pe fonduri, când n-au surse, încep să taie. Motiv pentru care am făcut adresă, conform adresei de la Ministerul Dezvoltării, să primim bani pentru această corecție financiară și domnul prefect a zis că nu este cazul și mai fac o dânsul, înainte să fie vicepreședinte și prefect, a lucrat exact la această instituție care s-a ocupat de închiderea grupului. Da? Am uitat cine era șeful Consiliului Județean atunci. Știu, nu am uitat, este vorba ta. A uitat cine era, da. Da. Asta s-a întâmplat pe timpul lui domnul Filipescu. Ca să nu ne ascundem după degete, asta a fost. Noi acum trebuie să găsim soluții pentru că o astfel de corecție, vă spun că ne-ar bloca total activitatea pentru că nu este o sumă de 3 lei. Poftim? 11 milioane de lei. 11 milioane, da. De lei? De lei? E o sumă destul de mare, da? Pe de altă parte, ca să fim conștienți de ceea ce ne așteaptă și de importanța acestor strângeri de semnături, vreau să vă spun că mi-a venit și noi, acum în perioada asta, trebuie să încheiem contracte cu furnizori de energie electrică. Noi chestiunea asta o facem în bursa de mărfuri, brokeri, ne sunt prezentate oferte și dacă anul trecut noi care Consiliul Județean cu subordonatele suntem un consumator important de energie electrică, în jur de 4800 de megawați, dacă anul trecut am încheiat contract cu 220 de lei megawattul, oferta minimă care a venit
acum pentru contractare este 703 lei. Și am înțeles că nu se oprește aici. Deci este foarte, foarte important pentru că vă dați seama că nu e 20%, nu e 25%, e 300%. Este o chestie care, cum să spun, o să fie din ce în ce mai greu de plătit ca utilitate și o să trebuiască să ne uităm dacă sunt două becuri și ar trebui decât unul aprins. Trebuie să se întâmple ceva cu aceste creșteri de prețuri, plafonare, nu știu, impozitare peste ceea ce se întâmplă, să le ia 70-80% din așa să se plătească la buget, pentru că nu se poate. Adică noi acceptăm la momentul ăsta o creștere foarte, foarte mare, care nu știu cât este de justificată din punct de vedere al costurilor, dar cu siguranță ăștia sunt niște bani care intră în buzunarele unora. Da? Și această acțiune, eu cred că trebuie să stopeze cât mai curând, pentru că nu trebuie să uităm, vine și iarna și o să urmeze și facturile de la gaze.